Salut, sunt Tiberiu de la cel.ro și azi povestim un pic despre masivul Leota, despre cum poți să ajungi în vârful lui și de ce merită toată atenția ta. Spre surprinderea mea, se poate ajunge cu mașina chiar până pe vârful Leota. Din București până la vârf sunt cam 150 de km. Faci cam 2 ore și ceva până în localitatea Bădeni, trecând prin Târgoviște, apoi mergi printr-un forestier vreo 10 km pe Valea Bădenilor, iar mai apoi faci dreapta pe un alt drum forestier care urcă 12 km până la vârf, de la 900 de metri până la 2133 de metri altitudine. Pentru că începând cu acest clip am trecut de la GoPro 6 la GoPro 8, o să vedeți mai mult video tras cu GoPro-ul decât până acum. Și asta pentru că GoPro 8 are stabilizare internă și pentru că pentru urcat pe munte e fix ce trebuie, fiind mult mai util și ușor de cărat pe toate râpele decât combinația GoPro plus un gimbal. Acum, despre Leota probabil nu ați auzit mare lucru și eu oarecum de înțeles. Nu e nici cel mai înalt și nici cel mai spectaculos masiv din România. Este poziționat între Buceți și Piatra Craiului, care teoretic au mai multe de oferit. Drumul prin care se poate ajunge în apropierea lui, adică cel de pe culoarul Rugărbran, este pe cât de frumos, pe atât de plin de grob și de nivelat. Iar informațiile despre trasee și punctele de interes lipsesc cu desăvârșire. Cu toate astea, în Leota poți să faci ceva ce nu poți să faci nici în Buceți și nici în Piatra Craiului, și anume off-road. Leota e plin de drumuri forestiere, foarte frumoase și foarte accesibile, cu orice mașină, cu gardă și anvelope înalte. Acum, de ce m-am apucat eu să fac pe detectivul și să văd ce e de făcut în Leota? Păi, pentru că am făcut cam tot ce se putea face în Buceți și în Piatra Craiului, iar masivul Făgăraș și un pic cam departe de București. După mai multe cercetări făcute pe net, am găsit că ar exista un forestier care urcă până spre vârf, dar nu am găsit nimic legat de cât de rău e drumul și dacă nu e blocat accesul pe el. Nu ar fi fost nici prima, nici ultima dată când găsesc un astfel de drum pe Google Maps și conduc sute de kilometri doar ca să descoper că nu se poate merge pe el. Dar se pare că de data asta a fost cu noroc. Chiar dacă există barieră la intrarea pe drum, aceasta era deschisă. Cu emoția descoperirii în suflet și teama de necunoscut, am intrat pe el convins că o să fiu singura mașină pe drum, așa cum se întâmplă de obicei. Dar după câteva minute de mers pe el, a apărut în spatele meu o altă mașină. Băi, ia uite ce noroc, dacă se întâmplă ceva dubios pe drum, măcar nu sunt singur, pentru că după cum vezi, nu pare chiar cel mai sigur și bun drum de pe planetă. După alte minute, am dat de altă mașină și după de încă una și încă una. Iar până sus, cred că am numărat cel puțin 50 de mașini, de la Logan până la unele modificate special pentru off-road. Deci, drumul care pe net părea închis și pustiu, era de fapt chiar foarte circulat. Cred că majoritatea celor care se aflau pe el erau ori localnici care în schimbul unei sume de bani plimbau turiștii cazați în zonă, ori membrii ai vreunui club de off-road. Chiar nu știu. Nu sunt indicatoare către el, pe net nu scrie nimic, deci altfel decât de la cunoscători, nu prea cred că ai cum să afli de existența lui. Partea de pe creasta drumului e destul de rea, mai ales pe unde e apă. Iar dacă nu ții neapărat să-ți lovești ceva pe sub mașină așa cum am făcut eu sau să-ți faci direcția praf, e mai bine să lași mașina imediat ce ai ieșit din pădure și să continui drumul până la vârf pe jos. Eu am nimerit sus în perioada în care bujorii de munte erau floriți, așa că o mare parte din cei aflați pe vârf se luptau de zor să strângă cât mai multe flori, bujorii ăștia fiind cică buni pentru cei. Dacă nu ai ghinionul să fie nori, pe lângă invazia de bujori, ar trebui să poți vedea culoarul Rugărbran, Piatra Craiului și munții Bucegi. Eu totuși nu am fost chiar așa de norocos. Cap-coadă, cred că a fost o experiență interesantă, mersul cu mașina pe munte fiind încă un tip de activitate pe care îl poți face la munte și care completează traseele făcute la picior, nu le exclude. Și pentru că nu am avut timp pentru al doilea obiectiv al zilei, cel de a urca pe Iezăr Păpușa din Rucăr prin Valea lui Ecle, am mers pe alt forestier din Dragoslavele către Șaua prin Slop, unde am filmat niște nori pufoși aflați peste cheile ghimbavului pe care i-am pus mai la coada clipului de azi. În episoadele următoare am să vă povestesc și despre alte locuri frumoase din Leota, dar pentru azi e cam gata vorbăria. Dacă vă place ce fac, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Thank you.
Am mai luat bătaie, știu cum e. Thank you.